Se complică lucrurile în viața Oanei Zăvoranu de când a aruncat bomba că Pepe rămâne bărbatul vieții ei. Se pare că armonia dintre ea și israelianul Tomer s-a cam dus pe apa sâmbetei. Paparații i-au surprins pe cei doi în timp ce se certau cu foc în mașină, ea pe scaunul șoferului, el pe bancheta din spate. Simt nevoia să mă mărit. Și nu simte nevoia nici să fie sufocată de amor. După ce zilele trecute presa anunța că Tomer se dă peste cap să o dea gata pe sexy bruneta cu un inel de logodnă, se pare că între Oana și tânărul israelian a izbucnit furtuna. Totul a pornit încă de sâmbătă, când Tomer a fost primit de Oana nu în casa ei, ci în mașină. În timp ce bruneta îl certa cu privirea aspră, mâinile pe sus și vorbele ce păreau stropite de venin, Tomer asculta cu privirea în pământ. Pedepsit parcă în cel mai crunt mod, junele pare spășit. Nici măcar nu a mai avut privilegiul să stea lângă Oana, ci tocmai pe bancheta din spate a mașinii. Seara, Oana și Tomer nu au ieșit împreună în oraș, ci fiecare întreaba lui. Oare bat deja clopotele despărțirii?